Capul de afiș al agendei parlamentare de astăzi a fost adjudecat, în opinia deputatului arădean Eusebiu Pistru, de dezbaterile la legea vânătorii. Reprezentantul PNL Arad ne-a informat că au fost făcute mai multe amendamente, unul dintre acestea fiind, în opinia lui, de mare importanță pentru vânători. O modificare, cred eu, cea mai importantă care s-a discutat și amendamentul care a fost propus și aprobat, bineînțeles, se va vota la votul final, va fi prelungirea celor care au concesionat fondul de vânătoare de la 10 ani. Acum le avem concesionate, cei care au concesionat au pe 10 ani, se va prelungi până la 16 ani. Deputatul arădean crede că acest amendament îi va determina pe mai mulți pasionați să investească în fondurile de vânătoare. S-a gândit lucrul acesta deoarece cei care gestionează fondurile de vânătoare să aibă curajul să investească în aceste fonduri și s-a mai luat după un criteriu că un cerb trăiește până la 14 ani, iar dacă aduci animale pentru a popula fondurile, ai nevoie de cel puțin 14 ani să ajungă la maturitate și să poată fi un trofeu bun ca să poate să scoate banii pe investițiile care le fac în aceste fonduri. Legea vânătorii continuă să fie în dezbatere, alte amendamente urmând să fie discutate în ședințele viitoare.